Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alb Negru. Invitatul din această după-amiază aici la Unimedia este președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamnelor, domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitat, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Alb Negru la rubrica Comentarii. De asemenea, vă îndemnăm să votați și astăzi, să acordați bile invitatului, fie albă, fie neagră, în funcție de răspunsurile la întrebări, iar rezultatele le vedem la finalul acestei emisiuni. Domnule Ghimpu, felicitări! Ați fost reales în funcția de președinte al partidului la ultimul congres care s-a desfășurat pe 14 septembrie. Deci, schimbarea în interiorul partidului încă nu s-a produs. Sau la conducerea partidului încă nu s-a produs. Mulțumesc! Se întreabă lumea. Unde e schimbarea până la capăt? Mulțumesc! În primul rând îi doresc să fie bili albastru-azuriu, nici alb, nici negru. Astea sunt culorile dumneavoastră, noi avem culoarea noastră, nu? Așa, dar întrucât sunteți aici la Unimedia, da. Nu sunt decât bile albe, da, sau negre. Așa este. Doi, n-am lăsat schimbarea până la capăt pentru Partidul Liberal. Cetățenii nu așteaptă schimbarea în Partidul Liberal, dar așteaptă schimbarea vieții pe care o trăiesc. Aici e problema. Și schimbarea până la capăt, asta înseamnă realizarea ceea ce e scris în Constituție, stat de drept democratic. S-a produs schimbarea până la capăt? În Republică? Președinte. Da. Departe să vorbim despre asta. Că eu cred că care unul l-a întrebat acum, avem dreptate, spun că nu avem dreptate, există viață decentă, bunăstare, nu există. Schimbarea până la capăt înseamnă, de fapt, viață pentru cetățeni și nu pentru cei care guvernează, fiindcă democrația e dată pentru oameni. Libertate, bunăstare, adevăr, dreptate, sunt niște lucruri sfinte legate de valori democratice. Și 20 ceva de ani deja ne arată că cei care au condus clasa politică nu au fost capabili sau au fost mai bine capabili în altă direcție, cu alte gânduri, cu alte interese, dar... Inclusiv PL-ul, domnule Ghimbu, pentru că ați fost o perioadă, da, la guvernare, inclusiv PL nu răspund, a reușit. Am să răspund. Dar n-a reușit așa încât să convingă cetățenii că democrația este... la etapa actuală cea mai bună cale, fiindcă nu poți să o compari cu totalitarismul, alt regim. Este democrație și regim totalitar. Ce ține de pile că am fost la guvernare, vreau să vă spun că noi suntem Partidul Liberal, care suntem unicul, cred că nu doar în actualul Parlament, ci și în precedentele, care ne-am realizat programul 80%. 80%. Deci ce ați propus și haideți, ce ați realizat? Haideți să luăm. Noi nu ne reușim să realizăm noua Constituție, inclus în programul partidului și în programul de guvernare, dar începând de la limbă, istorie... Legat de limba ține, română, limba română, a limba decis oficială. Asta Curtea Constituțională. Da, păi, dar la sesizarea noastră. Crăciun pe stil nou pentru toți cetățenii, vrea pe stil vechi, pe stil vechi, pe stil nou, stil nou, adică să nu fie așa că mergem spre Europa, dar rămânem cu Crăciunul lui Chiril și Metodie. Mă scuzați de așa comparație, că ei tot și-au inventat alfabetul chirilic, nu creștinismul. Iată, unii se laudă că dacă aveți un drum bun, asta e meritul XY. Toată lumea știe că Ministerul Transportului și drumul a părțănut Pileul, ministrul Nator Șalaru. Avem drumuri. Păi avem ei drumuri datorită lenta. PD sau datorită PL? PL, sigur că. Ministerul PD deține ministerul de o an de zile, unde totul păi taie lenta. Când s-au tăiat mai multe pamici? Dumneavoastră știți că... Și de ce culoare? Știți că atunci când sădește un copac, da? Roada se culege la al treilea, patrulea an, da? Iată de ce PD-ul taie lent acum mai mult, dar totuși atât de ajuns și baza tot a fost pornit, proiectele, discuțiile cu Berdu, cu toate organizațiile internaționale, proiecte, tot a fost pornit de Anton Șalaru. Dar nu sunt din cei care trage la torta noastră. Asta aparține cetățenilor care au votat pentru partidele în 2009-2010 și pentru cursul european. Totuși ați spus că aparține PL-ului, da, această realizare. Da, sigur, că, dacă luăm ca partid, cui a aparținut domeniul, păi, ministerului? Nu guvernului sau guvernării în general. Eu asta și-am vrut să spun că, în primul rând, cetățenilor... De ce fiecare partid trage la turta sa și zice drumurile sunt datorite PD, nu. Pensiile datorite cui sunt? Nu. Tot majorate cu tot 80 de lei sau cât maxim... Tot PD-ului. Eu tocmai asta... Internetul, domnule, da, Ghimbu. Da, tot PD-ului. Dă Doamne să-i voteze lumea, că eu nu sunt potrivit, nu sunt zgârcit. Lasă să aibă și ei. Eu sunt om de ceea care mă mulțumesc cu ce am.
Eu tocmai asta am vrut să spun, că în primul rând merg cetățenilor care au votat pentru cursul european, că avem aceste drum datorită sânerii europene. Dacă nu era Uniunea Europeană, nu aveam noi drumurile astea și tot ce s-a întâmplat la noi, schimbări în perioada asta. Și, în ultimul rând, guvernării, alianții, a E1 și a E2. Asta este. Unii toți împreună. Tot ce deci considerați că a fost mai eficient a E1 și a E2 decât coaliția pro-europeană actuală? Coaliția asta? Ei au rezolvat cu banca, cu aeroportul, ce să... Nu știm ce au făcut ei. Haideți să luăm așa pe rând. Pe LDM-ul își asumă cursul european. Pe D-ul drumurile, internet și toate celelalte. Dar cum? Ce a fost ei în doi în coaliție, în alianță? Și PL-ul ce își asumă? Păi vedeți cum e. Eu invers pot spun că PL-ul are mai multă... drept și moral și politic, să spun, pentru că eu lupt din 88. Dacă nu exista primarul general, primarul liberal Dorin Chirtoacă, în 2009 nu era E1, E2 și așa mai departe. Dar dacă am fi corect, ar fi, este un succes a celor care au pledat pentru partidele democratice și ele au reușit să schimbe situația. Nu unde a ajuns, adică a rămas probleme sociale, că în rest lucrurile s-au pornit. Eu vreau să vă dau un exemplu. Aceste drumuri care se laudă unii și lasă-i să laude, mă rog. Dar sunt bune. Sunt bune, da. Eu am mers pe drumuri bune și vreau să spun că, în comparație cu ceea ce avem, am avut și ce mai avem prin alte părți, sunt drumuri bune. Dar totuși este o realizare. Înainte de aceasta, tot transportul ocolea Republica Moldova. Din cauza drumurilor. Acum, dacă transport treci la noi, înseamnă că vin bani în buget. Se cumpără benzină, se cumpără produse, se cazează în hotelurile noastre și așa mai departe. Tot ceea ce vine în buget. În campania electorală va fi bătălie pentru aceste mesaje. Cine și ce a făcut? Și un partid se va da mai important decât altul, tocmai asumându-și anumite realizări. Nu, va fi această bătălie, domnule Ghim? Va fi, deja ea este, deja este, că, cum am spus, pe LDM o să laudă că ei au adus cursul european, că lor le aparține și vedeți că de o jumătate de ani de amul. Eu cred că tocmai cei care vorbesc mult, lumea nu se creadă. Noi avem de gând în această campanie să nu vorbim ce am făcut. Dar ce vrem să facem? Cu oamenii deja, ce am făcut, fiecare din noi știe. Cine-i Ghimpu, cine-i Fila, cine-i Plăcadniuc, cine-i Lup, cine-i Vorone, lumea știe. Lumea vrea să vadă ce vom face noi pentru ei, că în sfârșit ei vor să simtă această democrație. Eu am spus și repet și aici la dumneavoastră. Cetățenii au obosit să vadă guvernanți bogați și cetățeni săraci. Asta nu e democrație. Dar poate se gândesc că dacă vin guvernanți bogați, nu vor mai fura din, nu, din bugetul statului sau din averea statului. Iată timpul ratat că nu e așa. Cel care a furat, fură și în continuare. Sau care a luat un ou, furat un ou, ia și fură și un bou. Nu este. Asta este o greșeală a moldovenilor. Că dacă el are bani, îi lui ajunge. Nu este. Omul care a băgat mâna unde nu-i aparține lui, asta deja nu mai contează. A luat el un ou sau un bou sau un avion sau un aeroport sau o bancă, deja asta înseamnă că nu e bine, nu e corect. Funcțiile sunt date pentru ca să muncești pentru oameni. Spuneați că în Partidul Liberal schimbarea s-a produs până la capăt. Nu, eu n-am zis. Așa sau cum? Eu n-am spus. Eu am spus că lansarea sloganului schimbarea până la capăt a fost în timpul campaniei electorale și nu pentru partid. Dar a fost un slogan pentru cu ce vine partidul în, ajungând la guvernare. Și în Dar în partid situația cum este? Situația e foarte bună cum a fost. Noi nu am o problemă în partid. Doar fracțiunile ne-au furat. Le-a reușit la ăștia care au luat trombonul și au pune pe în Republică, cei mai buni ei. Câți membri număra astea? Dar noi, partidul, peste 20.000. N-am avut probleme, nu, nici cu o filială. Nici o filială n-a trecut de partea lor, nimic absolut. Ăștia care au fracțiune. Și vedeți că nu-i ajută nici fracțiunea, ca un parlament, și mașină, și cabinet, și salarii, și secretară, și... nu-i ajută nici asta. Fiindcă lumea știe, dacă e trădat odată, și dacă ai trădat pe cel aproape, cu atât mai mult îți îl trădezi pe cel care e de parte. Trădare adică față de cine, domnule Ghimpu? Pentru că vorbiți foarte mult despre această trădare. Față de cine a fost această trădare? Trădarea cetățenilor care a votat pentru Partidul Liberal, în primul rând, și trădarea colegilor care au muncit și au luptat ca ei să ajungă să aibă acest mandat. Și trădare față de colegi. Și în primul rând cetățenii care au votat. Cetățenii au votat pentru Partidul Liberal, nu pentru ei. Păi a rămas Partidul Liberal. Păi nu, eu zic Partidul Liberal a rămas, dar nu are fracțiune. Dar după alegeri... Dar în Parlament oricum, după alegeri, oricum sunt deputați de Partidului Liberal. Da, după alegeri,
în Parlament reprezintă interesul cetățenilor în fracțiune. Noi am fost 12 și am rămas 5. Noi nici fracțiune nu avem. Iată care e problema. Aici e putărdare. Dar Dumnezeu cu dânsul. Ia că am mai rămas 2 luni de zile și pentru ei soarele politic a apus. Mai era un soare, cel puțin un simbol. Acela a fost altceva. Care da, la fel a apus. Dar aici, cum să spun, nu poate un măgăruș născut mort peste o an de zile să meargă picioare, să ridice. Mort e naștere, mort rămâne. Așa și ei. Asta e. Vă conduceți doar de sondaje care arată această situație? Nu mai sondaj, eu vorbesc cu lumea. Cel mai bun sondaj sunt oamenii, că ei, de fapt, răspund la întrebări. Dar haideți să vorbim despre ce va face Partidul Liberal de ei. Lăsați pe ei în pace. Ei nu merită atenție. Alegeri. Despre strategia PL să vorbim. Cum va fi formată lista electorală a formațiunii, în primul rând? Corect ar fi lucrul ăsta să-l aflați mai târziu. Pentru asta și există lansarea partidului în campanie electorală, unde va fi adus la cunoștință lista partidului, programul partidului. Nu, astăzi, nu vă întrebam astăzi să ne dați cele 103 nume care da. Vor fi incluse în listă, dar cum se va forma aceasta? Cred că deja ați început să munciți și să acumulați nume pentru această listă. Sunt niște criterii care le-am stabilit la ședința Consiliului Republican, da? Și conform acestor criterii se formează lista. Cine decide? Eu vă să zic, fie numărul 1, numărul 2 și tot Consiliu, așa. Conform statutului, Consiliu sau Consiliu dacă încredințează biroului politic. Dar oricum, lista 99%, lista, 90%... Iată, cum se formează? Păi, vine din teritoriul... Criteriile se iau, criteriile. Profesionalismul. Așa. Capacitatea sau... mai bine, nu capacitate, rezultatele în alegerile precedente, că noi aici, noi nu avem oameni din afară, noi vom forma de data aceasta lista doar din doar membri din, de partid? Da. Nu veți chema din afară? Nu. Nemembri? Nu mai dorim. Dar inițiativa va veni de jos? Adică reprezentanți din teritoriu vor veni cu anumite nume? Sau asta... Noi nu umblăm cu căruța pe Republica, alegeți-vă candidatul. Hai să fim serioși. Nu aveți autobuz? Când vorbim de jos în sus, păi nu este niciun partid care n-ar funcționa de jos în sus, fiindcă sunt organizațiile primare, apoi teritoriale și apoi la nivel central. Și când are loc ședința Consiliului Republican, Consiliul este puterea partidului între ședințele Congresului. Și președinții care sunt membri a Consiliului din oficiu, da? Din oficiu, ei reprezintă teritoriul. Da. Și asta înseamnă de jos în sus. Și ei propun. Dar păi noi luăm decizii la Consiliu. Se votează, nu propun. Dar ce e rău, în alegerile primare pe care le vor desfășura cei de la Partidul Eu nu am zis că e rău. Eu am zis că nu mergem pe calea aceasta. Eu am, dar cum e această Eu chiar am fotografiat, venim într-o seară din teritoriu și aici, înainte de vierul, am văzut asta, alegeți candidatul. Și eu am zis că dacă e vorba să aleg eu, niciunul. Votați liberale. Și am pus pe pagina mea. Dar e vorba totuși de membrii Partidului Democrat care vor ieși la alegeri. Fiecare partid își stabilește strategia și tactica sa. Eu cred că e problema lor, eu trebuie să am grijă de Partidul Liberal. Cine va fi primul pe listă la Partidul Liberal? Va hotărâi Consiliul. Pentru că e mare zarvă sau mari discuții în această campanie. Cine va fi primul pe lista electorală a partidului? Inclusiv la Partidul Liberal? Dacă e vorba cumva de Dorin Chirtoacă sau de dumneavoastră? Există o practică în viața asta democratică. Partidul decide. Cine să fie președinte, partidul decide cine să fie prim pe listă și nu să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Dacă Parlamentul are președinte Parlamentului, apoi este președintea Parlamentului, așa e? Și conform regulamentului scrie acolo că el conduce ședințele Parlamentului. În lipsa lui, la poate să conducă un vice când este
desemnat de președinte. Deci sugerați așa norme, că președintele de partid ar trebui să fie primul pe listă ca să, păi pentru asta să fie cap de listă. Da, dar în genere, cum să spun, dar nu lumea votează de echipa. Sondaje, lumea votează echipa. Pentru că în sondaje Dorin Chirtoacă e cel care se bucură de cea mai mare și încredere. Bine, și foarte bine. În interiorul Partidului Liberal. Păi dacă ar fi, Dorin Chirtoacă primul pe listă, v-ar avantaja? Ar aduce mai multe voturi? Nu este acesta un criteriu încă. Sondajele sunt sondaje, votul este vot. Eu cred că cetățenii când votează Partidul Liberal, votează pentru echipă. Și pentru Dorin Chirtoacă, și pentru Mihai Ghimpu, și Anatol Șolaru, și Valeriu Munteanu, și Corina Fost, și Gheorghe Brega, și toți ceilalți, Mihai Moldovanu, Veronica Herță. Și mai dați două nume și avem primii 10 pe listă, probabil. Nu știu, să vedem. Consiliul va decide. Totuși vreau să mă credeți că eu pot să vin cu propuneri la Consiliu, dar Consiliul decide. Dar propunerea dumneavoastră care ar fi? Cum am zis, propunerea mea o să fie reieșind din faptul contribuția, profesionalismul și devotamentul. Adică să nu vină să gândească la el, dar la cetățeni. Pentru că noi primim încrederea, cetățenii încredințează viața lor. Contează cine e primul pe listă? La noi acum atâtea s-au întâmplat în Republica Moldova că lumea nu mai știe în cine se creadă. Dar că cine e președintele partidului contează foarte mult. Pentru că dacă de președinte depinde politica partidului, de președinte depinde ce echipă va avea, cei care vin să muncească pentru oameni sau pentru ei, cum se spune, peștele de la cap strică. Deci, până la urmă, vocea președintelui este una foarte importantă și asupra listei. Nu, cum să vă zic. Așa cum este, același drept care l-am eu la ședințele biroului sau consiliului, biroul politic sau consiliul republican, ar fi care membru a biroului sau consiliului. Dar decizii ați luat foarte multe. Decizii prin vot. Da. Eu vin la ședința consiliului. Dacă mai mulți vor vota pentru Dorin Chirtoacă primul pe listă, ce se va întâmpla? Sam că așa va fi. Dar eu vin cu propunerea la consiliu, nu eu vin, dar vine biroul politic cu propunerea proiectului de listă pentru alegeri. Dar eu am răspuns la problema da, asta. Dar și mai întâi să ne clarificăm dacă Dorin Chirtoacă va fi pe listă pe 30 noiembrie. Vedeți că trebuie deci să începeți. E și ce problemă, totuși Dorin Chirtoacă este primar general. Două luni de zile să nu activez în calitate de primar nu e așa de simplu. Asta nu e că ești un inginer sau un funcționar la primărie și nu ești tu, faci cineva lucru sau nu nimic. Nu? Deci o decizie în acest sens ați luat sau urmează să n-am luați? N-am luat, eu vreau să vă spun așa. Cine are încredere în noi, să aibă încredere. Nu contează. Noi suntem o echipă. Deci astăzi și nu este clar dacă Dorin Chirtoacă va participa la alegeri, dacă va fi pe listă sau nu. Nu este clar astăzi. Nu ne puteți spune clar. Va fi sau nu? Va fi. Va fi. Va fi. Deocamdată nu se cunoaște da, locul. Dar spun că Dorin Chirtoacă nu poate fi două luni de zile lipsă din funcție de primar. Păi și atunci cum va? Păi înseamnă că nu știm cum. Lăsați-ne și o să aflați. Păi va fi totuși. Pe listă va fi, v-am zis. Așa. Da. Și la primărie. Și pe listă și la primărie. Nu, o să aflați atunci cum. Dar eu cred că sunt niște... Dar așa cum dumneavoastră pregătiți emisiunea care pe care e o, diferența că ne o moderați? Acum, nu. Sau peste o săptămână? Că e peste o săptămână. Da, dar mi-ați pregătit emisiunea pe care o moderați. Păi sigur, ne păi documentăm. Așa lăsăm și noi îți pregătim. Deci vreți și cetățenii află emisiunea surprize dumneavoastră după, așa sau acum, la moment. Și acum, și după. Și așa, au noi, vine ziua în care o să afle. Să urmărească declarațiile dumneavoastră. Eu repet încă o dată. Important este că Partidul Liberal e o echipă de oameni profesioniști, cu experiență, cinstiți, care își iubesc țara, pământul și acești oameni mult chinuiți. În ce măsură se vor găsi femeile și tinerii pe lista electorală? Aveți o cotă de reprezentare, anumite criterii? Și unii și alții vor găsi. În proporție de cât? În proporție de faptul cum a activat ca membru al partidului. Este la noi stabilit un procent, dar nu este obligatoriu. Dacă s-a manifestat, poftim. La femei e 30, dar asta depinde de multe lucruri. Nu pur și simplu că ești doamnă, gata, hai pe listă. Nu.
Noi nu putem să facem așa. Nu, asta nu este corect. Asta... Păi asta înseamnă că veți încălca nu, că nu acest principiu. Nu, eu principiu. Spun că nu este obligatoriu. Acolo sunt niște lucruri, 30%. Dar dacă în Parlament se votează această cotă de reprezentare de 30 sau 40%? Nu, vedeți și aici este discutabil. 30 nu-i scris, când primii 10, 20, 30 pe listă. Și iarăși, pe lista fiecărui partid, deci lăsa femeile... Nu o să lăsăm femeile. Femeia care merită să fie printre primii, va fi printre primii. Femeia care a lucrat mai puțin, va fi cu mai puțin. Așa e în toată lumea, nu numai la noi. De ce trebuie în cazul dat să spunem că doar calitatea de membru sau de femeie, asta nu e încă, cum să spun... Nu este un criteriu. Un criteriu de a-i plăti salariul sau a-l face ministru sau deputat. Nu. Partidul este partid și partidul înseamnă muncă. Ați anunțat că propuneți candidatura lui Dorin Chirtoacă la funcția de prim-ministru. Ia că aici ați ajuns să discutăm ce aici da, trebuie. Da, conform uzanțelor europene, partidul care propune candidatura funcției de prim-ministru e cel care acumulează cele mai multe voturi în urma scrutinului. Asta e după. Da, deci după alegeri, partidul care a acumulat cele mai multe voturi propune candidatura. Credeți că PLE va obține cele mai multe mandate în viitoarea coaliție? Noi ne dorim. Asta nu înseamnă că cum noi ne pornim în campanie electorală fără ca să ne programăm ceva sau să... Noi ne dorim, dar... Păi da, dar porniți de la anumite realități. Păi realitatea este, iată, noi pornim că dacă lumea consideră că prim-ministrul Republicii Moldova trebuie să fie Dorin Chirtoacă, vor vota pentru PLE. Și atunci nu va veni cu cele mai multe voturi. Deci asta le veți da. Spune noi venim clar, lumea campanie. Să știe, da, cine va fi prim-ministru. Nu, că tot ceilalți stac. Dar noi am spus. Cine va fi candidatura la funcția de președinte al Parlamentului? Asta ar trebui să se cunoască. Nu, dar noi pretendem la funcție prim-ministru. Așa. Dacă nu acumulați cele mai multe voturi în viitoarea coaliție... Înseamnă că o să discutăm și o să vedem. Adică lăsați o portiță pentru aceste negocieri, pentru strategie. Poate Dorin Chirtoacă președinte al Parlamentului sau poate altă funcție. Eu nu mi-aș dori Dorin Chirtoacă să fie președinte Parlamentului, să pierd atâta nerșenătate că am pierdut eu cu comuniștii și cu colegii în AE1 și AE2. Dorin Chirtoacă e tânăr, are experiența unui primar general a puterii executive. Asta ne trebuie nou. Ceea ce a acumulat și a făcut pentru Chișinău să transmită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Veniți doar cu candidatura pentru funcția de prim-ministru sau și pentru ministere? Aveți sigur, candidaturi? Sigur că avem candidaturi, dar avem cabinetul. Le veți anunța când? Când o zi în ziua. Două, trei nume dați-ne nu. Astăzi. Domnul Șalaru, rămâne. Eu cred că cei care au fost nu se discută. Și Moldovanu, Mihai și... Așa, domnul Șalaru, domnul Moldovanu. Foarte bun. Nu, aici ne oprim, vă rog. Doar doi? Nu, aici ne oprim. Cred că e de ajuns. Nu, atunci fel de lansare, încă o dată, repet, a partidului în campanie electorală, dacă noi azi păi, mai dați un nume tot. Și apoi rămâne intriga. Cine va fi, cine vor fi și ceilalți. Deci aveți un cabinet pe care îl veți prezenta în campanie electorală. Avem sigur că da. Când veți depune dosarul la Comisia Electorală Centrală? În prima zi cum... De ce în prima zi? Contează unde veți fi în buletinul de vot? Nu contează. Timpul arătat cu oamenii găsesc partidul care îl susțin indiferent de loc. Dar noi ne conducem de muzicala veche. Cine scoală dimineața de parte ajunge. Hai să... Trebuie să facem să ne registrăm și că avem... Vă înregistrați și apoi vă lansați. Dacă nu te-ai înregistrat, nu poți vorbești. Atunci deci trebuie să pierzi timpul care și așa este foarte puțin. În ce măsură mai aveți discuții sau poate s-a discutat despre crearea unui bloc pro-românesc în aceste alegeri 2014 cu Partidul Național Liberal? Cine mai promovează aceste idei pro-românești sau... Reunificarea celor două state românești. Ele nu sunt pro-românești, ele sunt românești. Noi suntem români. Pro-rusă, a fi român și a fi promovat politic pro-rusă, în pro-rusești. Dar noi suntem români, este, nu-i pro-român. Este e istoria pe cu cine din aceste partide care... Nici cu unul. Și mergem mai departe. Nu are sens să discutăm aici. Ce să discutăm dacă nu are sens? Adică nu, dar pentru ce? N-ați găsit... Dar de ce? Dar nici nu, dar ce să găsim? Am luat alții. Și vedeți unde am ajuns. Unii fracțiune, unii sunt mandatele 7 apeleului. Și apoi noi avem mai noștri oameni care muncesc. De ce trebuie să mă gândesc eu la alte partide?
Fiecare spune ca să fiți mai puternici în alegeri. Credeți-mă că niciun gram nu ajută să te unești cu alții. Nu adună, asta nimic. Acolo câteva voturi, asta nu e putere. Bine, dar pe stânga se formează... Noi doar avem sondaj și vedem care și cât are. Ce să... Pentru ce? Nu? Dar cu actualii... sau cu actualii foștii colegi de alianță, în ce relație sunteți astăzi? În relația care am fost. Noi am venit... Nu s-a schimbat nimic. Nu, dar noi nu am venit să ne facem cu mătri, prieteni... Dar să vă dați bună ziua, să bună vă strângeți bună ziua, mâna. Bună ziua ne dăm. Noi, și după alegeri, cum vor decide cetățenii, așa va fi. Dacă cetățenii vor decide ca XY, da, și cu noi, să ne așezăm la o masă, ne vom așeza, pentru că noi nu venim aici să... Dar aceste partide au nume, domnule Ghimpu. Care? De ce XY? Pentru că eu nu știu care va fi. Eu vreau ca eu mă refeream la partidele care sunt astăzi la guvernare. Și pro-NATO. Păi la guvernare acestea sunt mă refer. La Partidul partide. Liberal Democrat, da, și la Partidul, da, Democrat. Aceste dacă două. Discutați cu liderii acestor formațiuni, dacă vă sunați, dacă sunteți în relații cât de cât... firești. Relația noastră sau a fost... corecte. Cum nu să relație, fie? Nu. Relația noastră a fost doar una pe care o cunoașteți. Noi am venit în calitate de partide, am format alianță, între noi trei oameni cu trei nume sau patru. Acum fiecare se gândește la partidul lui și după aia vedem care și cine se întâlnește. Dar de unde? Dar poate ei nu o să vrea cu noi, o să duc cu alții. De unde știți dumneavoastră? Dumneavoastră, vă întrebam pe dumneavoastră. Dumneavoastră ce vreți? Noi nu vrem comuniști, noi vrem cursul european. Noi vrem NATO. Noi vrem tot ce aici trebuie Republica Moldova ca să scăpăm de urgia asta. Partidul Democrat nu vrea NATO. Rusă, care acum și-o mare frație Ucraina. Partidul Democrat nu vrea NATO. Ce veți face? O să discutăm. În 2009 am cedat, acum o să discutăm și o să vedem. Nu vrea și eu nu vreau cu rușii. Nu vreau să-mi puște mine, vreau să mă apere cineva. Cine mă apără? Spuneți-mi, cine ne apără pe noi azi? Ucraina pe 6 de milioane. Cine? Frații lor. Dar noi cu 3 milioane, cum se glumesc eu, cu 3 harbuși, cum să ne apărăm? Noi trebuie să ne găsim o umbrelă, să ne apere cineva. Bun, a fost așa că să avem relații strategice cu Rusia, cu statul de Americi. Ia timpul ratat, cu ruși nu... Toată lumea a crezut în Rusia. Toată lumea a crezut că Rusia se va democratiza. Iată, a arătat că după Georgia a venit și Ucraina. Și noi... S-ar putea să vină și Moldova. Și Moldova. De ce ne avem nevoie de NATO? Să aibă cine să ne apere. Uitează cum simte Lituania, Letonia și Estonia, dacă sunt membri NATO. Păi vor fi anumite blocaje după alegeri, care domnule Ghimpu, pentru că anumite partide nu-și doresc integrarea sau aderarea la NATO. Care nu-și doresc să duc cu partidele pro-rusă. Păi și s-ar putea crea coaliție de guvernare. Lasă să ducă, nicio problemă. Și lasă viitorul Republicii Moldova cu ei lăsăm? Dar viitorul Republicii tocmai NATO, dacă vreți doriți. Viitorul Republicii Uniunea Europeană și NATO, dar nu Rusia. Nu Donbass și nu Donetsk. Și nu Crimea. Sau Transnistria, care dincolo din Estul. Asta urmează să convingeți pe cei care... cu care veți discuta sau discutăm, la masa de negociere. Deci portița e lăsată deschisă. Sigur pentru că trebuie să discutăm. Discuții. Fiecare vine cu programul său și trebuie să găsim un program. Dar eu cred că acest subiect este foarte important și trebuie să conștientizeze nu doar liderii partidelor sau membrii partidelor sau care vor deveni deputați, dar cetățenii în data de 30 noiembrie. Noi avem nevoie de NATO, ca niciodată. Deci asta va fi una dintre condițiile esențiale pentru crearea viitoare coaliției de guvernare. Astea nu sunt condiții, astea sunt obiectivele programului Partidului Liberal. Noi venim în fața cetățenilor cu un program. Cetățenii vor vota pentru Partidul Liberal, inclusiv și pentru faptul că noi suntem pentru NATO. Și ne-am așezat la masă. Da, la aderarea masă. La NATO va fi mai importantă decât anumite funcții pentru Partidul Liberal, da, pentru că și asta, da, cu siguranță, da, se va discuta. Deci sunteți gata să renunțați la anumite funcții pentru... Noi am demonstrat acest lucru de trecut. În numele Alianței am cedat și funcția de speaker, de prim vice-speaker. Sunteți gata și astăzi să cedați doar pentru aderarea la NATO a Republicii Moldova? Dacă așa se va pune condiția. Funcții? Da. Renunțați la anumite funcții pentru aderarea la NATO. O să vedem, asta nu e cam corect. Tot numai pe lei o să cedeze. Nu e corect. Una e programul și alta funcțiile.
Eu cred că fiecare partid care vine în fața cetățenilor în această campanie electorală trebuie să vină cu aderarea la NATO. Cetățenii tremură în casele lor când știu ce se întâmplă în Ucraina. Și ruși, ucrainieni, toți, indiferent de naționalitate. Tremură, pentru că ei vor pace. Ei vor securitate. Pentru ei, pentru copiilor. Deci da, până la urmă, Rusia niciodată nu a oferit această securitate. Domnule Ghimbu, cetățeanul va decide la 30 noiembrie acest lucru. Da. Dar cum credeți, ar trebui să existe o anumită solidaritate între PLDM, PD și PL în această campanie electorală? Pentru că pe stânga, vedeți, se formează un bloc puternic care e susținut direct sau indirect de Federația Rusă. Care bloc? E vorba de Renato Usată, e vorba de Igor Dodon, e vorba de Mihail Formuzal. Și ăsta e bloc puternic? Mi-ați glumit sau... Da, dumneavoastră, vedeți sondaje? Ăsta e bloc puternic? Vedeți ăsta sondaje? Eu știu cum să fac sondajele. Ce? Ca și concertele. Hai să lăsăm bloc. Da, la concerte pe stânga cei mai serioși, puternici sunt comuniștii. Care vorbiți dumneavoastră, bloc puternic? Hai să fim serioși. Deci, ce persoanele sau formațiunile la spune, care m-am referit nu au șanse să acceadă în Parlament? Știți ce spune lumea? Te arătați echipa. Că ai concerte, că plătești bani mulți, că și nouă și la alții, că umblați cu Seșer și Ocanu sau cu Steaua, nu știu cu ce, arătați echipa. Uitați-vă că un fost prim-ministru nici nu există, parcă, având mandatul de 5 ani de deputat. Lumea uită de... Care e echipa? Eu vă întrebam și care e echipa? Cu ce vin ei? Eu vă întrebam de solidaritate între aceste trei partide. Credeți că ar trebui să existe în campanie electorală? În fiecare trebuie să ne gândim la faptul că trebuie să revenim la guvernare, să nu permitem să vină partidele proruse. Tocmai pornind de la această premiză. Da, da, sigur. Eu și astăzi vedeți că nu spun niște lucruri care lumea să înțeleagă că supărați putem fi toți. Unii au furat mai mulți, alții mai puțini, alții ingineri nu au pus mâna pe nimic. Dar ăștia suntem noi. Și atunci, deci, din păcate, în toți anii aceștia, nouă liberală și mie personal, din 88 încoace și din 90 de când am fost în prim parlament, totdeauna trebuie să alegem din două rele să facem o alegere. Și, din păcate, data asta tot așa va fi, dar ăștia suntem noi, cetățenii. Deci considerați că ar trebui să vă susțineți în aceste alegeri? Nu, n-am de gând să susțin pe nimeni, eu vreau lumea să înțeleagă că noi solicităm să susțină Partidul Liberal. Fiecare își facă datoria lui și să convingă cetățenii prin ceea ce... Să nu vă atacați reciproc. O să vedem. Noi am cotrât să nu atacăm. Dacă eu să ataci, o să răspundem. Și noi avem cu ce răspunde. Dar cetățenii trebuie să decidă cui încredințați mai mult. Pele de mie, PD sau Pele. În viitoarea alianță. Dacă încă vor vota pentru ei. Da, totuși, domnule Ghimbu, ce credeți despre cazul Renato Usată? Nu vreau să discut ceea ce nu... Ce se întâmplă dacă ajunge în Parlament? Așa cum arată sondajele. Eu nu am văzut sondaje în care să treacă pragul. Ba da, au fost sondaje când? Care prezentate cu o lună în urmă, inclusiv de companii americane. Când? Păi era vorba de un sondaj. Cine așa, a spus? Un sondaj intern. Nu Cine ați primit aceste date? Airai? Da. Nu, e adevărat. El a fost plasat la ei pe pagină. Așa, și? Nu avea preșea pragului. Nu dar avea. Nu dar avea. Era în sondaje. Dar nu arăta că nu treci pragul. Dar oricum a apărut de în sondaje. Era de prag. În această perioadă scurtă. A apărut numele lui, dar nu partidului. Așa, eu vă întrebam partidul. Ce se poate întâmpla dacă ajunge în Parlament? Cine? Renato Usată. Ce pericol ar putea să existe? Habar n-am. Mulți au venit în Parlament, au venit și au plecat, au venit, n-au făcut nimic. Nu știu ce o să întâmple. Ce poate să întâmple? În primul concert, rând, da. Ce poate să întâmple? Nu știu. Să vedem cât pricepe dumnealui în politica asta, în Parlament, în tot ceilalt. Nu știu. Mă rog. Dar nu ați discutat niciodată cu el? Absolut. Concertele pe care le organizează... Dar ai de dorit să ducă de unde a venit.
că pledează pentru Uniunea Vamală Rusia-Belorus. Noi nu avem nevoie de Uniunea Vamală Rusia-Belorus. Noi nu avem nevoie de scutul ocupantului. Sau de Catiușa Federației Ruse. Concertele pe care le organizează adună multă lume. Chiar și primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, spunea că vrea să meargă la concertul Sofie Rotaru, care e cetățean de onoare al Chișinăului. A mai fost, nu, domnul primar? Nu, n-a fost. Dar a avut această intenție. Dar n-a fost. I-ați sugerat dumneavoastră să nu meargă? Dar de ce eu, nu mi credeți că eu? Păi, dar cine? Păi, omul hotărât să... Nu să... Adică inițial a hotărât să meargă, după asta... Dumnealui a spus așa că să fie mânat dumneei... Acest titlu. Titlu, da, de, titlu, că nu e ordine. Titlu, e titlul, da, de onoare. Și i-a mânat la hotel. Și gata, care e problema aici? Da, dumneavoastră, vă place muzica Sofie Rotaru? A venit la concert la Sofie Rotaru, încă asta nu înseamnă că a venit și a sprijinit pe usatei. Credeți-mă, vă rog. Da, vă întrebam dacă vă place muzica interpretei Sofie Rotaru. Muzica îmi place, dar pe alături de cine cântă nu-mi place. De ce nu ai invitat-o până acum, primarul capitalei, dacă tot e cetățean de onoare? Eu în 2010, fiind președinte, am încercat să o invit și nici la telefon. Am vorbit cu persoane din anturajul dumneei, dar nu personalul dumneei. Fiindcă eu știu că a fost sprijinită atunci când s-a lansat de fratele meu, Simeon Ghimpu. Și mă gândeam, zic, totuși, nu doar ca președinte, dar numele Ghimpu, dar nu mi-a reușit să vorbesc dumneei. Eu nu vreau să... Dar iată, altcineva a reușit. A reușit inclusiv să o aducă la Chișinău. Într-un concert care, așa cum spuneam, a adunat multă lume. Poate ați eu fost niciodată din interes să vedeți. Nu vreau să discut subiectul ăsta, că aceea e problem financiar și nu vreau. Și nu vreau să discut subiectul. Dar apropo, de aceste probleme financiare ar trebui să se ocupe cineva. Asta nu e problema mea. Eu totuși sunt Sofia Rotaru are un nume și eu nu vreau să discut. Dumnezeu a decis să vină alături de dumnealui. A decis să cânte cu toate că promovează Uniunea Vamală Rusia în timpul când concetățenii din Ucraina sunt împușcați și românii chiar din Cernăuți. E problema, domnule, rămâne pe conștiința mea ei. Eu nu vreau să mă amestec aici și gata. O respectați în continuare? Ca cântăreață, da. Da, altfel? Da, altfel eu nu cunosc. Am văzut doar asta că a stat alături de Uniunea Vamală Rusia-Belorus, ceea ce este foarte rușinos, cu atât mai mult că știi că teritoriile care s-a născut și locuiește au fost anexate și ocupate anume de cei care promovează USATE, de Rusia. Cum credeți, domnule Ghimpu, care ar trebui să fie prioritățile unei noi guvernări după alegeri? Ce ar trebui să funcționeze altfel decât până acum? Ce ar trebui să se facă? Cetățenii așteaptă două lucruri foarte importante. Libertate și bunăstare. Pentru asta trebuie să funcționeze legea. Adică reforma justiției. Bă, sigur. Legea. Dar ei nu numai justiția. Toți funcționarul, începând de toți. Toți care reprezintă puterea în stat. Fie executivă, legislativă sau judecătorească. Altfel nu o să putem realiza ceea ce așteaptă cetățenii. Cetățenii au obosit de valori democratice, de tot ceea ce vorbim noi, libertate. Ei vor simt această libertate, ei vor simt această bunăstare, vor simt că e lege pentru toți, nu doar pentru ei că au luat o călcată, un curcan sau... Sau nu doar pentru cei care plătesc. Sau cei care plătesc. Aici e problema. Și eu, atunci când noi am lansat sloganul Schimbarea până la capăt, așa am avut în vedere. Dar schimbarea până la capăt nu s-a produs. Asta înseamnă o să produc. Oricum o să produc. Păi mai devreme sau mai târziu, dar oamenii așteaptă cât mai devreme să se întâmple. Oamenii